fost momentul marelui reveal pentru Iuliana? O fire sceptică cu așteptări destul de clare în ceea ce privește acest proiect. Nu ne-am propus neapărat să ne și întâlnim la mijloc însă, pentru că planurile noastre pentru Iuliana sunt altele. Iuliana? Mergeți cu metroul? Noi am mers, iar astăzi vom cunoaște pe Iuliana, care a lucrat la metrou mulți ani și care are nevoie de o schimbare. Acum, hai! Plante, cineva care iubește plantele. Și mie îmi plac florile, sunt superbe, sunt. Și mai ales asta, uitați-vă ce frunze frumoase are, uitați-vă și voi ce... Orice plantă o fi asta? Scricică. Faci, Iuliana? Bine! Eu sunt Iulia. Și eu sunt tot Iuliana. Îmi pare bine să te cunosc. Și eu la fel. Hai să vedem. Haide. Tu ce vii? Pleacă. Sunt Turcescu cu Iuliana. Am 59 de ani. Am lucrat la Metrorex. Și datorită faptului că am lucrat în condiții extreme, condiții dificile de muncă, am ieșit mai devreme la pensie. Deci sunt pensionară. Bine ai venit în modesta mea locuință. Bine te-am găsit. Hai, arătăm pe unde. Păi, dormitorul este acolo cu dressing-ul. Și aici este sufrageria. Niște trofee de vânătoare sculptate din fericire. Sunt cumpărate. Sunt cumpărate. E bine, sunt sculptate, nu sunt adevărate. M-am speriat pentru o secundă. Da. Să depășim momentul. De ce ai o aplică care se pune de obicei așa? De ce ai pe tavan? Da, tavan fals. E ceva inedit, n-am mai văzut. Da. De pe net. Toate de pe net. Hai să vedem. Hai să vedem aici, dacă vrei, uite, în sufragerie. N-avem dressing aici. N-avem. Soțul ne-am cunoscut de tineri, ca să spun așa. Ne-am îndrăgostit, ne-am luat. Suntem de 40 de ani împreună. Iuliana, spune. Da, Iulia. Ce n-ai purtat niciodată? Ce n-am purtat niciodată? Rochii elegante care să meargă și pe stradă. N-ai eventual purtat? Nu, care să meargă și pe stradă și la un eveniment. Așa. Adică ceva, chiar aș vrea o schimbare în genul acesta. Așa, ok. Să meargă și pe stradă și, dar nu, bineînțeles, nu florate, nu, ceva simpluț așa aș fi vrut. Ceva simplu și de ocazie și de mers pe stradă. Exact, dacă se poate, nu știu. Sigur că da. Nu știu, tu știi, toate mă las pe de oricum. Da. Păi, ok. Când văd atâta eleganță, cum, Doamne, iartă-mă să nu te gândești și la eleganță. Ia spune-mi tu mie, Iuliana, care este obiectul vestimentar pe care îl iubești? Care îl iubesc? Rochițele de vară. Rochițele de vară. Și obiectul vestimentar pe care îl urăști? Pe care îl urăsc? Cele multe flori, cu multe... Îți plac florile? Îmi plac florile, dar nu așa prea încărcate și prea... Adică să nu fie ceva extravagant. Nu-mi place. Nu-ți plac lucruri extravagante? Dar tu așa cum ți-e pare că sunt eu? Ție cum ți-e pare că sunt eu? Extravagantă? Nu, din contră. Doamne, am trăit să o aud pe asta. Ok. Minunat. Păi știi ce zic eu? Spune-mi și mie câteva lucruri despre tine. Care este culoarea ta preferată? Ce anume? Care este culoarea ta preferată? Culoarea mea preferată este roșu. Și albastru, pot să spun. Roșu și albastru. Ai un băiat? Am și un băiat și o fată. Ai un băiat și o fată să trăiască. Mersi. Ei ce zic de povestea asta cu schimbarea? Li se pare drăguț? Te-au încurajat? Interesant. Interesant. Sunt circumspecți. Da. Ar veni la reveal să te vadă, nu? Nu știu dacă o să poată. Da, nu știu dacă o să reușească. Dar tu ești curajoasă și asta este tot ce contează. Da, asta e ce contează. Chiar dacă nu vine nimeni să mă vadă. Vreau să-mi arăți trei ținute care sunt preferatele tale. Începând de acum. De acum? Da. Și mă duc și mă schimb repede? Da. Deci una m-am îmbrăcat deja. Asta, nu. Nu e bună. Exclus.
Vreau această schimbare pentru că, datorită serviciului pe care l-am avut, nu am avut ocazia ca să mă îmbrac în rochii mai elegante, ca să spun așa, într-o ținută mai normală, mai elegantă. Și atunci a trebuit să mă îmbrac mai mult casual, mai mult sport, mai mult, știți? Bună! Asta este prima ținută, da? Este una, da. Unde o porți? Pe stradă. Pe stradă, așa? Că dacă ești la tenis. Mai merg la plajă. Arată bine tenis ținută asta. Nu da? Crezi? Da. Pe plajă. Și la plajă. Nu cu papuci în picioare sau de sculță? Nu cu papuci, de stradă. Nu cu papuci, pe plajă? Cu șapca, să zic așa. Da? Pe plajă? Pe plajă, adică în locurile la mare, ca să spun așa. Am înțeles. Da. Interesant. Mi-a și o accesorizezi cu mai multe lucruri, eu tot încercând să fac să fie bine? E de vară. Deci... cu mai puține lucruri. Da. Yeah. Avem mult de lucru aici. Bine, este roșie. Este roșie, dar îmi place roșu. Și trandafirii roșii. Sunt din plastic? Da, dar dacă e miros, miroase a... plastic. Nu, ia miroase. Te rog frumos. Îți spun eu un secret. Noi sunt de plastic. Auzi? Ia fi să ce miros am. Ce miros am? Sunt niște trandafiri morți vii. Bun. A doua ținută. Un stil preferat ar fi un rochie elegant, care să meargă eventual și la o petrecere, eventual și pe stradă, deci ceva mai deosebit. Bună. Ce faci? Bine. Emoții? Puține. 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 Cam ce așteptări ai tu? Ce așteptări să am? Nu știu. Speranța a murit aici. Da, exact. Hai să oricum îmi pare bine că m-am lăsat pe mâna ta și... Da? Da. Abia aștept să mă văd, să văd cum a ieșit. Am o mică rugăminte, foarte mică. Da, spune. Când te voi roti și te voi vedea, da? Să nu spui nu sunt eu. Este mai greu decât pare. Da? E mai greu decât pare, nu? Pentru multă lume. Aoleu. Și dacă spun, ce se întâmplă? Aflăm după aceea. Ne-am înțeles? Ok, deci nu mai spun deloc, da? Deloc. Ok. 3, 2, 1. Îmi place rochița, îmi place culoarea părului, îmi place. Îmi place, chiar îmi place. E ok. Nu sunt obișnuită să port breton, dar în rest e chiar ok. Se potrivește și rochița cu papucii, chiar se potrivesc. Reacția Iulianei a fost ceva total neașteptat. Avea ceva cu breton oricum. Ceva mai mult decât normal, pentru că era ca și când bretonul era a treia persoană din fața oglinzii, pe lângă mine și ea firește. Este ok, este chiar ok. Îmi place rochița. E frumoasă. Și papucii chiar sunt foarte, foarte eleganți. Foarte eleganți. Și ușori. Da, chiar îmi place. Nu înțeleg de ce este atât de reticentă la o schimbare, până la urmă, mică și care îi încadrează fața foarte bine, dar m-am bucurat să văd că în cele din urmă a acceptat schimbarea și a spus chiar că a început să-i placă. Și machiajul îmi place, este chiar superb. Îmi place. Da, genul acesta de ruș chiar este preferatul meu. Chiar este preferatul meu, îmi place. Chiar îmi place. Mă simt foarte bine. Nu mai am niciun fel de emoții în clipa de față. Și mulțumesc Iulie Albu pentru această schimbare minunată. Rochița mă face și mai suplă puțin față de cum sunt eu, de obicei. E și mai frumos cu buzunare. Chiar mai interesantă rochia cu buzunare. Un singur lucru ce nu-mi place, acest breton. Dar nu că nu neapărat nu-mi place, nu sunt obișnuită eu cu el.
dar o să mă obișnuiesc în curând. Așa aș merge și pe stradă și la un eveniment, de ce nu? La un botez, spre exemplu, la o onomastică, spre exemplu, chiar e ok, rochița. În locul bretonului aș fi vrut o tunsoare undeva într-o parte sau pe spate dat părul. Așa aș fi vrut eu. Acum, după transformare, aș putea să spun că, după părerea mea, m-ar întineri cu 6-7 ani. După părerea mea personală. Nu știu, altor persoane. Geometria este o lecție foarte importantă de învățat atunci când trebuie să-ți construiești amprenta stilistică. Geometria te poate ajuta să trișezi, să-ți inventezi calități pe care nu le ai sau să-ți ascunzi lucruri pe care nu vrei să le vadă ceilalți. Din punctul meu de vedere, geometria este făcută în primul rând pentru a atrage atenția pe zonele tale forte. Exact asta am făcut și cu Iuliana. Și mă bucur că a înțeles și a prins într-un fel ceea ce i-am propus, pentru că am senzația că va aplica asta și în viața ei de zi cu zi. Căci, până la urmă, ăsta este scopul nostru aici și de asta facem noi Ia cu Stil, pentru a schimba ceva în viețile voastre, ceva concret. Am auzit că ai întinerit puțin. Da, așa mi se pare. Da. Da. Păi și noi zicem la fel. Ok, atunci. Ai chiar buzunarele astea chiar îmi plac. Ai trecut cu brio proba de geometrie. Da. După cum vezi, câteva culori plasate unde trebuie schimbă mult. Da, exact. Și fără să te sugrum cucurele. Exact. Și fără asta să te... Asta e, da, chiar ține rol de orice curea, da, exact. Lejer, nu? Da, exact. Da. Mă bucur că ai venit la Ia cu Stil. Mă bucur că îți place ce s-a întâmplat aici. Da, și eu mă bucur. Și ai curaj pe data viitoare? Mai mult curaj când îți faci ținutele să ai așa, știi? Da, exact, da. Curaj. Curaj, Iuliana, curaj. Da.